Potrivit legii, tinerii care vor să beneficieze de un teren gratuit trebuie să aibă vârsta de până în 35 de ani și să demonstreze că nu au deținut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei case. Cei care nu îndeplinesc aceste reguli pot cumpăra însă parcele de teren de la primărie. Instituția va organiza și anul acesta licitații publice cu strigare pentru vânzarea unor terenuri destinate construcției de locuințe sau spațiilor de producție. Există astfel de locuri, atât pentru spațiile de producție, cât și pentru locuințe. Sunt loturi de 300 de metri pătrați și în măsura în care există solicitări din partea cetățenilor pentru achiziționarea unor astfel de locuri, primăria organizează licitație conform legii. Avem proceduri, avem aprobări necesare care ne permit organizarea unor astfel de licitații. Cele mai multe terenuri care vor fi scoase la vânzare sunt situate în cartierul Bariera Focșani. Așteptăm pe cei care doresc acest lucru să se adreseze cu o cerere primăriei municipiului Râmnicu Sărat în vederea participării la o astfel de licitație. Cetățenii au posibilitatea să achite integral locurile de casă pe care le cumpără sau să plătească un avans de 25%, apoi rate lunare pe o perioadă de până la 3 ani.